Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 16-30 aprilie 2021. Etalare pentru zodia balanță, ascendent lună în zodia balanță. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom începe această etalare cu mesaje din partea oracolului iubirii și să vedem ce vă transmite. Primul mesaj vorbește despre bunăvoință. Sunteți o persoană plină de omenie, iubitoare și aveți capacitatea de a împărtăși această energie cu ceilalți. Deci, în această perioadă, dumneavoastră veți da dovadă de foarte multă bunăvoință, de iubire și probabil veți încerca să aplanați anumite conflicte sau să vă împăcați mai bine cu persoana iubită sau cu o persoană care vă este dragă. Și mai avem mesajul libertate dumnezeiască. Și acesta spune că vă eliberează de restricțiile pe care vi le-ați impus singuri sau de limitele pe care vi le-ați imaginat despre dumneavoastră, deschizându-vă fața de energia sublimă a iubirii sau să vă deschidă față de energia iubirii. Da, o să aveți probabil o conexiune mult mai puternică și mai frumoasă cu persoanele pe care le iubiți. Și haideți să vedem și etalarea propriu-zisă și începem cu prezentul, unde avem un rege de cupe. Posibil ca unul dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești. O persoană foarte iubitoare sau veți da dovadă de foarte multă compasiune, de foarte multă înțelegere, de foarte multă iubire. Exact cum vorbește și oracolul iubirii, veți da dovadă de bunăvoință față de persoanele pe care le iubiți. Mai poate însemna și faptul că o anumită persoană se poate schimba față de dumneavoastră și să vă arate mai multă implicare, mai multă afecțiune, mai multă iubire. Va fi o persoană mai blândă, poate, în perioada următoare. Haideți să vedem și încă un mesaj. Da, o persoană va încerca să-și mențină calmul pentru că apare o perioadă destul de agitată. Aici poate fi vorba și de fapt de anumite reproșuri, că această persoană nu vă este suficient de mult alături, că merge și în altă parte sau că nu vă susține în ceea ce faceți dumneavoastră și aici pot apărea discuții destul de aprinse. Dar veți da dovadă de foarte multă putere. Aici puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal Leu. Chiar dacă știți că sunt anumite probleme, asta nu înseamnă că nu le veți putea rezolva. Pentru că vă veți întâlni cu persoana iubită sau veți comunica sau veți participa la un eveniment împreună. Dar cu toate acestea, oricât de mult ați încerca să aveți o conexiune puternică, să vă regăsiți unul în celălalt, apar și anumite situații stresante, apar anumite goluri în sufletul dumneavoastră. Văd că vă veți abține foarte mult, dar aveți curajul să puneți punctul pe i și să spuneți exact ce simțiți, ce gândiți și ce așteptări aveți de la relația aceasta sau de la persoana aceasta. Ce provocări vă așteaptă în dragoste? Și aici avem un doi de bâte. Faptul că trebuie să luați o decizie, simțiți o oarecare distanțare, da, și un doi de spade. Persoana iubită s-a cam distanțat de dumneavoastră, nu prea mai comunică și aici este provocare, pentru că nu înțelegeți ce se întâmplă cu adevărat. De ce s-a ajuns în punctul acesta? Ce se întâmplă în mintea persoanei pe care o iubiți? Poate fi un semn de foc, berbec, leu, săgetător, poate fi un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Pentru că văd că ați fost foarte siguri că relația aceasta va fi de lungă durată sau că lucrurile vor merge spre mai bine. Vă veți liniști, dar la o sărbătoare mare, ce timp să cred că vorbim de sărbătorile pascale care se apropie.
să fie undeva în zona respectivă, primesc anumite răspunsuri. Sunt foarte multe incertitudini în anumite relații de dragoste și aici poate fi vorba de o problemă, într-adevăr, pentru că dumneavoastră trageți într-o parte, cealaltă persoană trage în altă parte. Plus că nu există foarte multă interacțiune, foarte multă comunicare, înțelegere. Chiar dacă întrebați ceva pe persoana iubită, întrebați ceva, da? Nu vă dă un răspuns clar. Și aici vă poate duce în eroare. Poate trebuie să-i acordați un pic de timp, de spațiu, ca să-și pună gândurile în ordine și să ia o decizie. Pentru că totuși văd o relație destul de stabilă, destul de sigură, doar că scârție oarecum. Ce surprize vă așteaptă în dragoste? Și aici avem judecata. Vă eliberați sau o problemă sentimentală se va rezolva. Primiți un răspuns, așteptați o veste care va veni, așteptați un mesaj care va veni, pentru că ați avut inima frântă. Aici tind să cred că vorbim și de o relație de trio și așteptați vestea că acea persoană pe care o iubiți și se află într-o relație de trio s-a despărțit. Urmează anumite schimbări importante în viața dumneavoastră, întâlniri, îmbunătățiri, un progres foarte frumos în relațiile sentimentale, dar foarte greoi, pentru că avem muntele aici care aduce greutatea aceasta, obstacolul. Mai pot apărea anumite discuții, dar și intimitate, dacă vă doriți lucrul acesta. Pe de altă parte, cred că cineva va fi foarte sincer sau sinceră cu dumneavoastră. Și vă va spune ce gândește, ce își dorește pe viitor de la dumneavoastră, cum vede relația. Aici, în unele situații, vă doriți foarte mult un copil. Durează un pic, pentru că ori sunt probleme în intimitate, ori dumneavoastră, ori cealaltă persoană întâmpină niște probleme de sănătate care nu permite reproducerea. Ca să spun așa, da. Rămâneți foarte greu însărcinată, doamnelor, dacă e cazul dumneavoastră, sau domnii nu sunt destul de potenți încât să poată avea un copil. Surprize că veți găsi rezolvări, dar vedeți că apar și perioade destul de agitate, sunt mulțumiri de scurtă durată. Într-adevăr, pot fi niște schimbări foarte benefice, dar stresante sau vă agită foarte mult. În trecut avem asul de băte și asul de cupe. Ați început ceva, o relație de dragoste, un plan, primul pas spre a vă muta împreună, primul pas spre a forma o familie. Ați fost foarte încrezători și foarte mulțumiți de cum s-a dezvoltat o relație sentimentală sau cum a început. Poate ați primit și o declarație de dragoste, poate ați simțit mai multă afecțiune, că acest lucru se vede și în prezent. Doar că, într-adevăr, pot apărea și anumite situații încordate care să vă necăjească oarecum, dar asta nu înseamnă că nu veți trece peste. Un început, un trecut foarte bun, cu un început foarte frumos. În viitorul apropiat avem justiția. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești, cu semnul zodiacal, balanță, cum sunteți și dumneavoastră, sau puteți fi chiar dumneavoastră cei care vreți un nou început în viitorul apropiat. Să încheiați un capitol, să vă liniștiți, să vă resemnați probabil în legătură cu o anumită situație și să mergeți pe un nou drum. Pe de altă parte, poate fi vorba și de o împăcare și să luați totul de la zero. Și anumite informații vă nemulțumesc, vă supără, vreți să grăbiți o relație sau să știți mai repede ce simte o anumită persoană pentru dumneavoastră. Apare și dezinteresul ăsta, că nu există foarte multă informație sau nu există foarte multă comunicare. Deci apare și diavolul, ce aduce foarte multă ispită. Poate fi vorba și de faptul că vă îndrăgostiți foarte repede și nu cunoașteți îndeajuns acea persoană. Poate fi cineva în zodia Capricorn, poate fi cineva în zodia Pești, Gemeni.
Văd că aveți noroc în dragoste. Întâlniți pe cineva la o petrecere, la o adunare, la un eveniment. E o întâlnire imprevizibilă. Cunoașteți pe cineva prin intermediul unui prieten. Poate fi și lucrul acesta. Sunteți anunțați în scurt de anumite evenimente sau ceva nu va decurge conform planului. Trebuie să fiți foarte atenți la modul în care puneți problema, pentru că aici apar anumite scântei. Pe de altă parte, diavolul nu neapărat să aducă foarte multă ispită. Poate dumneavoastră aflați informații false, da? Pentru că aici diavolul vine și deformează oarecum realitatea sau adevărul în legătură cu o împăcare. Poate fi o teamă, poate fi un atașament exagerat, da? Dus la extrem. Pot fi foarte multe scuze venite din partea cuiva, încă nu sunteți siguri în totalitate de sentimentele acestei persoane. Poate fi și o negare, să nu credeți, sau cineva să nu dorească neapărat împăcarea. Sunt și multe minciuni. Oricum simțiți că ceva nu este în regulă și apare și o ispită. Apare cineva în peisaj care va dispărea la fel de repede, să nu vă gândiți că va rămâne acolo. Iar pentru persoanele singure avem un 9 de bâte, soarele. Vă este teamă să fiți fericiți, vă este teamă să invitați pe cineva sau să spuneți cuiva ce simțiți și aveți pe suflet. E teama de a nu fi refuzați, teama de a nu trece din nou printr-o greutate sufletească, cum ați mai pățit-o și în trecut, că ați fost și într-o depresie unii dintre dumneavoastră. Foarte greu ați depășit momentul. Trebuie să vă eliberați. Deci judecata s-a repetat și în mesajele suplimentare, dar o aveți și în etalarea propriu-zisă. Trebuie să vă eliberați, să dați drumul la ceva ca să cunoașteți o persoană nouă. Poate să vă rupeți de trecut în primul rând, da? Pentru că apare și un nou început. Să fiți siguri, să fiți stabili pe sentimentele dumneavoastră, pentru că veți cunoaște pe cineva, fie prin intermediul muncii, și văd foarte multă reușită, realizare, mesaje scrise, comunicați foarte bine cu această persoană. Doar că trebuie să scăpați de un ghimpe din suflet, e ca o așteptare îndelungată sau amânați momentul. Nu vreți să se întâmple neapărat ceva acum, încă așteptați pe cineva din trecut, probabil, dar acea persoană nu va reveni. Dumneavoastră veți cunoaște pe cineva nou. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!